aflăm aici în clădirea fostei școli a cătunului Angofa. Angofa, după cum spune un prieten al meu, părintele Halman, crede că își are originea într-un cuvânt german, Anfungel, sau ceva asemănător, care înseamnă fără structură. Uh-huh. Deci era un cătun. Un cătun foarte apropiat de Sighișoara, că e bine să românii locuiau așa, pe plai, cum se spune. Chiar exista un apostol al plaiurilor, un episcop al plaiurilor. Un preot care avea grijă de cei care erau pe plai. Profesorul Baltag, el era arheolog la muzeul din Sighișoara, el venise cu teoria asta no man's land, adică românii ocupau un teritoriu undeva la jumătate distanță dintre vale și munchia dealului și constituiau acolo câteva așezări, locuințe. Probabil că Angofa făcea parte din conceptul ăsta, dar cei care au analizat câteva elemente din istoria satului, cătunului Angofa, spun că la un moment dat, după ultima glaciațiune, după ce s-au stabilizat straturile de sol, și au intrat într-un echilibru, pentru că zona aceasta este cunoscută și ca fiind una dintre cele mai mari zone suprafețe cu alunecări de teren, alunecări mari de teren, de vreo 10.000 de hectare sau așa ceva, parcă spunea profesorul de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Ei, la un moment dat, pe la mijlocul, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, comunitatea din Sighișoara s-a decis, pentru că aveau probleme cu inundațiile, să mute Valea Șaieșului de pe partea estică a cetății, a dealului cetății, pe partea vestică, ceea ce a dus și la o diferență de nivel între punctul inițial în care se vărsa Șaieșul în Trnava Mare și punctul final. Asta spun unii geologi că ar fi cauzat, diferența asta de nivel de 4 metri, ar fi cauzat o dezechilibrare a solului, modificându-se regimul hidrografic al văii Șaieșului și apa curgând mai repede. Și tot proiectul ăsta ar fi cauzat niște alunecări de teren fără precedent. Și oamenii au început să plece atunci, să părăsească acest cătun, care la un moment dat ar fi numărat vreo 80 de fumuri, cum se socotesc satele în Ardeal. Dimensiunea lor este legată de perioada în care Habsburgii puneau taxă pe coșurile de fum. Și așa ajungem la importanța lemnului pentru încălzirea locuințelor. Clar, pentru că atunci se încălzeau cu locuințe. Bine, românii fiind foarte talentați la a păcăli taxele, ei aveau, și bazat pe tradiția și cultura lor, aveau sistemul acesta de a găti pe vatră deschisă. Curioșii pot să meargă la Crățișoara, la casa lui Badea Crățan, cel care s-a dus pe la Roma de vreo 11 ori, cu cărți, mergea cu cărți din Țara Românească în Transilvania și acolo o să vadă că se gătea pe vatră deschisă și exista deasupra vetrei o ursoaie, un soi de hotă și hota asta practic ajuta la spargerea scânteielor, să se stingă scânteile, încât fumul ieșind în acoperiș, el nu avea coș. Și prin asta evitau, de fapt, plata taxei. Un fel de filtre ecologice montate acum pe furnările fabricilor. Bent, am lăsat să intri direct în poveste, dar nu vreau să nu continuăm până nu voi preciza câteva elemente. Ben Mehedin, Fundația Adept, un promotor al multor proiecte frumoase în zona asta, cel puțin pe care o știu, a Târnavelor, dar în mod special s-a schiz Sighișoara și alte comunități apropiate.
Ne aflăm azi aici, spuneai, la Angofa, dar mai exact ne aflăm într-o școală construită pe la 1930. După da, cam în perioada aceea. Care, uite, a mai păstrat și unele elemente de mobilier și o zonă mirifică pe care vă recomandăm să o vizitați. Pot afla mai multe informații de pe... Fie de pe site-ul nostru, fie discutăm cu colegii noștri. Și de ce zic că merită vizitată? Pentru că în centrul ăsta găsim de asemenea o sumedenie de materiale foarte valoroase, punând accent pe conservarea acestor pajiști, sau mă rog, managementul integrat al pajiștilor valoroase, și o să ne explici tu mai multe, o sumedenie de păsări și de specii, chiar și de mamifere rozătoare și altele, unele destul de rare întâlnite la noi în țară, dar aici în abundență, și nu în ultimul rând, o altă caracteristică a zonei, bisericile fortificate, această rețea pe care voi știu că de foarte mulți ani ați reușit să integrați toate aceste valori și cu omul, ca să zic așa, apropo de ceea ce făcea omul în trecut și ceea ce voi vă zbate să facă în continuare, cu obiceiurile, datinile, dar și cu chestii concrete și utile azi în 2024. ADEPT, prin definiție, este un proiect care îmbină dezvoltarea și conservarea, pentru că pornește de la Agricultural Development Environmental Protection in Transylvania, acesta este un acronim în limba engleză a numelui fundației, care înseamnă, de fapt, dezvoltare rurală și protejarea biodiversității, protejarea mediului. Și, într-adevăr, bine ai spus, noi când considerăm această abordare holistică a întregului, abordare integrată, ne gândim la tot ceea ce înseamnă resurse, de la resursa de mediu, în primul rând, resursa umană, cultura, istoria, tot ceea ce poate să constituie un element specific al acestui spațiu excepțional. Și atunci și proiectele noastre fie sunt de dezvoltare rurală, fie sunt de protejarea și conservarea biodiversității de aici din zonă. Într-adevăr, cum spuneai, există o foarte mare diversitate. Îmi pare rău că nu apare aici cartea cu fluturii, pentru că, sau mă rog, broșura cu fluturii, pentru că aceste flori zburătoare, de fapt, fac parte integrantă din întregul ecosistem de aici. Adică faptul că unele specii dispărute în alte părți ale lumii încă mai zboară pe la noi, e un semn al faptului că prin modul neinvaziv în care s-a făcut agricultură, prin aceste practici agricole tradiționale, s-a păstrat în zonă și parte din creația lui Dumnezeu, s-a și trăit. Pentru că, de fapt, rolul agriculturii acesta este de a asigura hrană, de a asigura energie pentru om. Și provocările sunt din ce în ce mai mari. Dacă acum 100 de ani, spre exemplu, eram 2 miliarde pe Terra, 1925, anul ăsta am depășit, anul trecut, de fapt, am depășit 8 miliarde. Deci nevoia de hrană e clar crescând. Clar că sunt provocări mari, pentru că ne-am înmulțit, dar există o vorbă a unui înțelept indian, cred, care spune că pământul are destul să ne hrănească pe toți, dar nu are destul pentru a alimenta lăcomia unui singur om. De multe ori noi suntem săraci la minte, de fapt, ori multe dintre practicile astea tradiționale și faptul că s-au păstrat pajiștile cu o bogăție floristică atât de mare se datorează și modului în care s-a făcut agricultură, se datorează faptului că omul a ținut cont de resursă întotdeauna și a încercat să o utilizeze astfel încât să aibă și el producție și să și păstreze resursa, să o lase mai departe moștenire copiilor. Păi au fost situații în care chiar s-au bătut în război pentru pământ, pentru a avea, sau au plecat în America și conceptul era asta, $1,000 și drumul înapoi, adică să-și plătească
drumul înapoi în țară și să aibă $1,000, cum se spune în turcă, la teșcherea, la pașaport, cu care să vină și să-și cumpere pământ. Banii erau folosiți doar pentru pământ sau pentru proprietate, să-și facă o casă sau... Ori omul acela, el era foarte conștient de teren, de suprafața de teren, că este o resursă care să-i asigure hrana și pentru asta avea grijă să nu chiar o distrugă. Și ei, poate chiar continuitatea acum, familiilor, dacă stai să te gândești puțin. În mod categoric, supraviețuirea familiei ținea de modul în care această resursă era utilizată. Acum oamenii abandonează terenurile, preferă pentru un trai oarecum mai ușor, dar rupt de natură, să se mute, fie la oraș, fie în altă țară. Lucrurile s-au schimbat și abordarea în ceea ce privește pământul nu mai este aceeași, decât în foarte puține cazuri unde unii oameni chiar vor să țină de pământ și vor să continue ceea ce au făcut strămoșii lor. Dar cazurile sunt din ce în ce mai puține. Ori noi, la Fundația ADEPT, întotdeauna am pus accentul pe elementele astea, pe practicile vechi, tradiționale, și am încercat să găsim și posibilitatea ca oamenii ăștia, practicând modul acela de agricultură care a adus până zilele noastre o natură foarte bogată, să obțină și ceva venituri suplimentare. Adică noi considerăm că serviciile ecosistemice, ce înseamnă servicii ecosistemice, adică tocmai mai mult apă mai curată, aer mai pur, reziliența solului, polenizarea, toate aspectele astea care vin odată cu agricultura cu impact scăzut asupra mediului, astea sunt și servicii pe care cel care practică o astfel de agricultură le oferă de fapt comunității fără ca ele să apară în produs. Dacă tu cumperi o bucată de brânză sau o bucată de pastramă sau tu nu vezi acolo cât aer curat a fost promovat și a avut grijă de, sau câtă apă care n-are nevoie de toate sistemele chimice de purificare și așa mai departe, toate lucrurile astea fac genul parte din genul ăsta de... Genul ăsta de discuții, să știi că sunt și la noi la pădure, tot așa se dorește monetizarea acestor servicii furnizate de pădure. Și dau un banal exemplu, un lac înconjurat de pădure, din acel lac apa merge mai departe în comunități. Ori pădurea filtrează, dar nu prea plătește nimeni pentru acest serviciu și foarte multe alte exemple. Înainte de a merge în teren, ca să ne arăți o mică parte din bogățiile, complexele aș numi, ale acestei zone, aș vrea, te rog, să ne spui puțin în detaliu despre școala asta, 1930, încă alte două, trei povești despre comunitatea. Păi, în perioada aceea, guvernul României, era România Mare, nu de foarte mult timp, a făcut eforturi susținute să promoveze educația. Educația a fost definitivată, practic, în perioada comunismului. Ne place sau nu ne place să acceptăm asta, dar analfabeții au avut ocazia să dispară odată cu școala din sistemul comunist. Că erau unii care refuzau, pentru că noi, din fire, zic eu, în codul genetic, românii nu sunt foarte, nu au o apetență foarte mare pentru educație. Asta spune Dimitrie Cantemir, care era un erudit al secolului al XVIII-lea, început de secolul XVIII, și care, în descripția Moldavie, chiar zice, moldovenii nu prea se omoară cu cartea. Chiar dacă o dat genii în toată istoria României. Și puțin mai târziu de Cantemir a venit Iorga, care a spus, scuzați-mi expresia, la fund suntem toți la fel, capul face diferența. Exact, capul face diferența. Ei, tocmai asta spunea Cantemir, că în conceptul moldovenilor, dacă înveți prea mult, te strici la cap. Am întâlnit expresia asta ad literam la bunica mea. Tu fiind moldovean, ca să moldovean, precizăm din Botoșani. Bunica mea îmi spunea, măi, bine, nu mai citi atâta că este strigi la cap. Deci, în secolul 20 deja. Da, da. Ori,
Școala era importantă, cel puțin din punct de vedere al politicienilor. Au zis, băi, trebuie să facem ceva cu românii, să-i aducem cumva la zi. Și atunci s-a făcut genul acesta de școli în mai multe zone ale Transilvaniei, mai multe sate și cătune, pentru că școala aceasta avea o singură sală unde se învăța la simultan. Adică clasele 1, 2, 3, 4 învățau în aceeași sală de clasă. Erau băncile în care am studiat și noi în vremea trecută. Dar, ca particularitate, aici era și locuința învățătorului. Deci învățătorul stătea în clădire. Puteau să facă și after school, școală după amiază, să-și facă lecțiile, dacă nu erau solicitați la muncile câmpului. Adică statul investea inclusiv, sau în mod special, în resursa umană, în învățător, da. În cazul concret. Da. De oferea un loc unde să stea cât mai aproape în aceeași clădire cu obiectul muncii, să spun așa. Da, dacă ne gândim din punctul ăsta de vedere, a fost un element esențial, pentru că povestesc și oameni care... Și e posibil să fie chiar și cazul acestei școli, învățătorul venea din altă parte, pe jos, până ajungea obosit, dacă era vreme rea, dacă... Era problematic pentru un loc mai îndepărtat ca cum este acesta și nu prea veneau mijloace de transport în comun. Hai să precizăm, Sighișoara e la câți kilometri e cel mai apropiat? Localitate, nu? Vreo 6-8 km de aici. 6 km, deci pe jos călare, o oră jumătate da, garantat. Puțin, da. Întrebarea era de unde venea până în Sighișoara și așa mai departe. Exact. Adică acum cu mașina, da, parchezi în fața. Da, era cu tot altceva, da. Acum alte vremuri. Lucrurile s-au schimbat, dar multe s-au schimbat mulțumită tehnologiei. Nu e doar asta. Ei, dar școala a fost părăsită pentru că în România așa este, revoluția socialistă s-a suprapus peste revoluția industrială în mare parte. A existat o mare migrație de la țară la oraș, din spațiu rural la oraș. Țăranii, având copii mulți, și-au trimis mulți copii, a transformat în muncitori. Au devenit peste noapte, s-a întâmplat și aici. Oamenii au plecat, s-au apărut multe fabrici în Sighișoara, deși Transilvania, din punct de vedere industrial, era un pic mai dezvoltată decât restul, decât fostul regat, dar cu toate astea tot a existat un exod de aici. Mulți dintre ei s-au mutat undeva pe Strada Română. Acum o să vedeți că în localitățile Săsești, întotdeauna Strada Română este undeva la margine. Fie că e sat, fie că e... Așa și aici. Strada Română nu e foarte departe, e la vreo 2 km, 3 km de aici. O vreme oamenii au mai făcut naveta, mergeau pe jos, dar în multe cazuri au luat materiale de construcții de aici și au refăcut case pe Strada Română și la marginea orașului venea autobuzul, rimbul, cum îi spuneau pe aici, se urcau în autobuz și mergeau la fabrici ca muncitori care au urcat o treaptă socială. Țăranii erau un pic mai jos. Spuneai, școala a fost părăsită, dar între timp voi prin Fundația ADEPT, nu vreau să zic cum conservați, ați dezvoltat-o și ați dat altă aliură, să-i spun așa. Da, este adevărat, noi la un moment dat am vrut să ne implicăm și practic, pentru că noi am promovat mult timp practicile agricole tradiționale, am participat la proiectarea, la realizarea măsurilor de agromediu. Fundația ADEPT s-a implicat în câteva măsuri de agromediu, cum ar fi măsura pe fluturi, măsura pe livezi cu arbori vechi. Și între altele am vrut să și avem elemente practice și cum se pune în practică, cum se aplică măsurile de agromediu în practică, încât am achiziționat ceva terenuri, un număr de vite, rasa Aberdeen Angus și clădirea aceasta a fostei școli care era părăsită, nu era folosită la nimic și noi ne-am gândit să-i păstrăm latura asta educativă prin aceea că
am creat o serie de, de proiecte educative în cadrul Angofa Wild Center sau un centru de interpretare și vizitare a naturii, unde pot să vină tineri, dar chiar și vârstnici, vizitatori, turiști, chiar și localnici, și să afle câte ceva despre ceea ce aici la poarta casei, cum ar veni, poți să vezi, încă nu trebuie să te duci în Kenya sau în, mai știu eu, unde, în sălbăticie, să vezi animale sălbatice. Aici, prin intermediul camerelor montate în diverse locuri, poți să vezi ursul, lupul, căpriorul, poți să vezi multe specii de păsări, sunt multe specii de ciocănitoare și nu numai. Inclusiv băiețelul meu de 2 ani și 3 luni îmi spunea zile trecute, se aude o pigorie. Adică el deja știe. A avut un mentor bun, are un mentor bun. E ca hârtia, copiii sunt ca hârtia de prins muște, e orice, da, se lipește de... Da, sunt și trebuie să fim foarte atenți ce fel de informații le dăm. Bine, hai să mergem și în teren, hai, să ne arăți o parte din această sigur că da, să vedem câte ceva din ceea ce oamenii au creat în colaborare cu Dumnezeu și cu... cu legile naturii, că nu, omul singur nu cred că ar fi în stare să facă mare lucru dacă nu este ajutat. Mergem, te rog, hai. Ben, spuneai că sunt foarte multe valori în zona asta și iată-ne într-una din ele, să zic așa, pajiștele astea cu o floră foarte bogată, dar în care din loc în loc apar arbori destul de înaintați ca și în vârstă și o să mergem după în platoul Bright să detaliem acest aspect. Adică e componenta asta pe care noi am numit-o acum sistem silvopastoral, în sensul că pajiștele astea reprezintă hrana vacilor, în mod special în zonă, care atunci când e un soare puternic, vin la umbra acestor stejar și uitându-mă la acest stejar pedunculat, are și lujerii de sânziene, a doua creștere din acest an, și are destul de multe ghinde în formare, uite-le pe aici, la marginea coroanei. Cât de actuală mai este, să spunem, ocupația asta de creștere a vitelor aici în zonă? Da, din păcate, pentru că la un moment dat laptele nu a mai avut valoare. Inițial, discutam mai devreme despre folosirea resurselor pentru supraviețuire. De fapt, vaca cu lapte, așa a apărut. Avem nevoie oameni de hrană previzibilă. Și la un moment dat, unii cu inițiativă mai accentuată au început să și vândă din laptele lor pentru alții și așa mai departe. Și și-au dezvoltat afacerile, dar la un moment dat laptele nu a avut așa o căutare. Deci nu mai asigura niște venituri economice extraordinare. Pentru comunitățile rurale. Comunitățile rurale mici. Pentru că dacă stăm să ne gândim, e o diferență între sistemul de creștere a oilor și sistemul de creștere a vitelor. Stâna e forma de asociere necontestată, de mii de ani. Stânile se organizau pe vremea dacilor, probabil. Oamenii își puneau câte 10-20 baci, întotdeauna avea mai multe, dar își puneau oile la comun. Măsurau în luna mai laptele, fiecăruia îi se atribuia cât brânză poate să ia de la stână, dar nimeni nu contesta, nu comenta, nu zicea, stai un pic, mie de ce nu dai mai mult sau de ce îi dai asta. Și nu doar pe actualul teritoriu al României, pentru că avem cuvinte înrudite cu grecii, precum și cu slovacii, și asta se explică prin această migrație și conexiune. Prin faptul că oamenii se tot duceau. Ei, dar oaia, tu o duci la pășunat primăvara și o aduci acasă toamna, ori vaca, pentru că ai nevoie de laptele în mod constant, o ții acasă seara, o mulci seara și dimineața, iar ziua merge pe pășune. Există în satele de aici diferite sisteme de plată a văcarului. De la sat la sat. Depinde cum erau obișnuiți. Și care e cel mai comun sistem de plată? Dar întotdeauna exista o sumă de bani și exista cantități de cartofi,
cât e o pită, o pită jumătate, niște pâini mari, cum se fac în Ardea, de vacă, pe, dar îți dai seama, în momentul în care se, fiecare venea cu pâinea lui, cel care avea grijă de vaci putea să aibă pâine tot timpul verii. Pentru că el n-avea timp să meargă, să-și facă fân, să facă altceva. Exista o cantitate de lapte. Depinde, de la sat la sat, variau și sumele de bani, variau și produsele. Bunurile. O tablă de slănină, o jumătate de tablă de slănină, ceva. Deci tot felul de elemente din astea. Ori vaca are nevoie de fân pentru iarnă. La oi, când era transumanța, se duceau oamenii, uneori ajungeau până în munții Pindu sau până în Crimea sau au ajuns până în, știu, în ce zone ale lumii. Uneori au și fost prinși de războaie, de închiderea granițelor, de tot felul de alte elemente. Dar vaca are un sistem diferit. Ei, fânul se făcea pe fâneață și totdeauna fâneața era particulară. Pășunatul întotdeauna era comunal. Iar oamenii foloseau la comun resursa asta. Aveau grijă, aveau zile în care mergeau pe pășunat să curețe pășunatul, să curețe. Ce înseamnă să curețe? De scaieți? Să curețe de scaieți, de vegetație invazivă. Sunt anumite specii oportuniste, cum e păducelul, cum e măceșul. Au găsit teritoriu, teren, vacile nu-l mănâncă, da, și atunci, veneau cei care foloseau pășunea să curețe. Dar zi-ne puțin, te rog, că din drum până aici am trecut prin trei rânduri de țărcuri. Da. Aici văd că a fost pășunat, se vede că iarba e mai mică, dar am trecut într-un țărc în care iarba era destul de mare. De păi, ce? Păi depinde. Noi avem și sistemul de pășunat prin rotație, dar, oricum, zone pe care pășunăm sunt ale noastre, sunt achiziționate. Dar încercăm să strângem legăturile cu localnicii și să folosim, să utilizăm oarecum terenurile astea fără să ne afectăm unul celuilalt interesele. Că de fapt e vorba de o modalitate în care să utilizăm aceste resurse și să ele se pot să fie folosite în mod sustenabil, în mod durabil. Aici voiam să ajung pentru că recent am văzut un reportaj, un documentar pe Netflix cu mari științologi în America. America, o țară cu multe ferme mari în care cresc concentrat sute, poate mii de capete de vită, în acele țarcuri în care ani de-a lungul n-au făcut această rotație, în sensul că nu le-au mutat dintr-un loc în altul, și au constatat că solurile au început să degradeze și vai ce au descoperit ei acum de vreo 10-15 ani și mediatizează intens, poate chiar peste 20 de ani, această rotație. Ținem vacile aici o anumită perioadă, apoi le mutăm în țarcul adiacent, țarcul vecin și așa mai departe, ca să lăsăm timp acestui teren să se regenereze. Adică, apropo de practicile astea sustenabile, asta, care pe meleagurile astea se întâmplă de mii de ani. Dacă ar fi discutat cu Sași din Archita acum 100 de ani, îi spunea, ei aveau 3 pășuni. Da, dar Sași n-avea un Netflix acum 100 de ani. N-avea Netflix, dar de asta se ocupau mai mult cu grija față de resursa lor. Da, sunt lucruri de bun simț pe care oamenii le-au aplicat sau experimentând și având succes sau eșec, au luat deciziile corecte în timp. Eu nu cred că s-au născut învățați, dar cred că foloseau cel mai adesea elemente de bun simț. Ori și aici, practic, arbori ca acesta, ei i-au lăsat pentru că în peisajul mare, practic, îți umbrește, da? Apii al taie de la plată ce ai umbră, deși s-au introdus, dacă ai până într-un anumit număr de arbori, e ok. Da. Dar ei își dădeau seama că la umbra acestui arbore, la prânz, eu mi-amintesc când eram copil și nu aici, în Moldova, când mergeam cu vaca, lăsam vitele la amiaz cel puțin două ore jumate, dacă nu chiar mai mult, la umbră și să rumege. Da. Ei,
elementele astea erau utilizate, nu trebuia să vină să planteze. Dacă era aici arborile, îl lăsau foarte bine mersi și doar foloseau... Hei, ori asta din nou face parte din ceea ce vorbeam de servicii ecosistemice, de servicii pe care celelalte activități le aduc naturii și omului fără ca să se concentreze efectiv pe asta. Acum, nu, timp de sute de ani s-a luat decizia asta din punct de vedere al profitului sau al economiei, fără să se aprofundeze, fără să existe o abordare integrată a tot ceea ce înseamnă un business. Pentru că degeaba folosești tu 100 de ani un teren dacă la final este cenușă, nu mai produce nimic, dacă nu mai are viață în el solul respectiv. Ceea ce lași să fie folosit mai departe, s-ar putea să nu mai aducă profit chiar deloc. Există un activist de mediu, Satish Kumar, el a fost mult timp redactor șef la The Ecologist și era invitat să discute la diverse facultăți, să le spună câte ceva. Și a fost invitat la catedra de management și a zis, de unde este catedra de ecologie aici? Era la catedra de economie a facultății. Și zice, dar catedra de ecologie unde? Păi n-avem. Păi cum n-avem? Păi zice, dacă ne luăm etimologic, originea cuvântului economos este organizarea casei, iar ecologos este știința casei. Dacă tu nu știi despre casă, cum poți să o organizezi? Cum poți să obții profit în mod sustenabil din ceva ce tu nu ai aprofundat suficient? Și atunci, atâta vreme cât iei decizia doar din punct de vedere al banilor, dar nu socotești în ceea ce se cheamă input-output, în ceea ce introduci, ceea ce scoți, tu foarte multe cheltuieli care sunt externalizate sau sunt plasate în viitor, nu le folosești, nu ții cont de ele. Tu nu ții cont cât carbon este stocat într-o pajiște, nu ții cont câtă biodiversitate, câtă polenizare, câți polenizatori, câte insecte ajuți printr-o pajiște și ții cont doar de cât fân scoți și dacă el are proteină suficientă sau nu are. Atunci nu poți să iei o decizie corectă. No. Și de asta este important ca să ții cont de mai multe aspecte ale ceea ce înseamnă, după cum spuneam, serviciile pe care natura ni le aduce. Și așa ajungem la subiectul pe care mi-l povesteai până să ajungem în vârful acestui, cum se spune aici, la movila asta? Glimeie. Pe această, în vârful acestei glimei, glimei sau glimei? Glimei. Ok, e corect. Așa, spuneai de regula sașilor de 1 la 3, ne poți detalia? Da, ei au fost ajutați și de peisaj, să zic așa, dar au împărțit utilizarea terenului, folosința terenului cam în o treime pădure și o să vedem aici multă pădure, o treime pășune și fâneață și o treime teren arabil, pentru că aveau nevoie și chiar erau și sașii erau foarte preocupați de economia de profitul fermei lotului lor. Ei sunt cei care au introdus în secolul XIX hameiul, care avea la vremea respectivă cea mai mare eficiență pe hectar dintre toate culturile cunoscute. Culturi pe care le vedem la intrare în Saschiz, da, nu? Exact. Pe acele încă 4 metri înălțime. Da, 4 metri. Aceia au fost introduși în sistemul iaseurilor comuniste. Uh-huh. Dar înainte de asta, ei aveau niște prăjini foarte lungi, de 4-5 metri, pe care le foloseau de la an la an. Încă mai sunt, în Saschiz, o să vedeți, uscătoare de hamei. Uh-huh. Ele sunt transformate acum și utilizate pentru altceva. Dar mai sunt încă gospodării care mai păstrează genul ăsta de poci, de araci, de pari pe care îi foloseau în trecut. Da, eu cred că dacă ne uităm în trecut, putem să aflăm răspunsuri. După cum au constatat oamenii de știință că faptul că noi avem atât de multă biodiversitate aici, asta se datorează practicilor tradiționale, la fel putem să găsim răspunsuri în trecut.
putem să găsim soluții la probleme mai actuale sau mai puțin actuale. Păi dau eu un exemplu concret. Acest sistem silvopastoral, care are o componentă din ceea ce se cheamă sisteme agrosilvice, adică mixtul între specii forestiere, specii de interes agricol, chiar cu valențe de interes horticol, de ce nu? Aici, în inima podișului Hârtibaciului, parte din podișul mai mare al Târnavelor, e un exemplu bun și sunt multe pajiști în care vedem acești arbori izolați, preponderent stejar, dar am văzut și un păr pădureț mai devreme, dar și alte specii, care definesc, sunt elemente definitorii pentru ceea ce se cheamă sistem silvopastoral și de ce nu pentru zona asta minunată colinară a podișului Hârtibaciului. Așa că te invit să mergem și la Braite, da, să ne spui acolo și despre stejarii seculari, ca să stea și colegul nostru la umbră, că cred că săracul e rupt de soare acum. Hai să mergem. Ben, am plecat dintr-un sit, am ajuns într-un alt sit și o să te rog pe tine să ne povestești în cele ce urmează. Și iată-ne acum ajunși la, aș spune, emblema sistemului silvopastoral din România, la umbra bunicului. Stăm acum ca doi drumeți, ne facem că stăm obosiți, deși am venit cu mașina până aproape, dar nu despre asta e vorba, ci e vorba despre această valoare incredibilă pe care o avem aici, acești stejari de la Braite, 133 de hectare, aflat într-un sit, și o să te rog pe tine să ne spui despre ce e vorba. Păi, Braitele, de fapt, este unul dintre cele mai bune exemple de astfel de braniști, de pajiști împăduite, uh-huh, care existau în preajma majorității satelor săsești. Braite înseamnă întindere și dincolo de importanța economică a locului, Braitele făcea parte din conștiința comunității sighișorene și ca o valoare cultural-socială. Adică în fiecare an, la 1 mai, directorul școlii de jos, uh-huh, s-o uita pe cer și dacă era senin, încărcau bagajele cu toții, urcau copii, tineri, vârstnici, adulți, urcau toți pe Braite, întindeau mese, sărbătoreau. Deci când primeau roa alertul, se retrăgeau, nu? Caută să primească roa alert și erau integrați oarecum cu natura. Ei cunoșteau elementele astea, dar Braite era, spun cei care încă își mai amintesc, nu neapărat de Braite, dar de astfel de braniști, era o vreme când îngrășau porcii cu ghinda din zonă sau cu jir. Cu jir, da, pentru că mai jos pe drum sunt o pădure de fag, iar aici e bine de precizat și dendrologic, așa, sunt stejari pedunculați, da, care fiind destul de izolați, fructifică aproape an de an, destul de abundent. Și la vârsta asta, imaginează-ți pe strămoșul Matusalem în stare să mai reproducă, ori stejarii ăștia la vârsta asta încă mai au ghindă productivă. Păi despre bunicul se spune că ar avea 800 de ani, alții în jur tot așa secular, sute de ani, dar nu e surprinzător că stejarul pedunculat la carte scrie că longevitatea se duce către 1500, chiar 2000 de ani. Deci sigur vor mai veni și alții de 1 mai la umbra. Dacă vor mai fi interesați, dar în cultura săsească, porcul în gastronomie a fost foarte important. Poate și pentru faptul că era folosit ca armă biologică, fiindcă migratorii care atacau cel mai adesea satele, uh-huh, săsești, nu agreau porcul. Nu doar că n-ar fi luat porcul, dar nu luau nici nimic din ce se presupunea și fost atins de porc. Și atunci ei au folosit porcul și pentru resursele, pentru carnea gustoasă, pentru că putea să folosească orice, tot un, uh-huh, porc, de fapt. Și pentru faptul că exista o cultură a consumului de slănină. Uh-huh. Inclusiv la munca grea, munca agricolă, se consuma slănină și mai erau câteva elemente de mândrie locală, să zic așa, de a nu începe să consumi din slănina porcului tăiat la Crăciun până nu cânta cucu, mm-hmm, sau până nu durduia, până nu tuna prima dată
spune, nu venea o furtună cu tunete și fuge. Dar prin toate elementele de care ei au avut grijă în, în utilizarea terenurilor și aducând până în zilele noastre o biodiversitate foarte ridicată, practic zonele astea sunt SID Natura 2000, uh-huh. dar Braite ca rezervație de stejari seculari, stejari seculari de la Braite, au fost zona protejată încă înainte de, de a se desemna siturile Natura 2000 pe ambele directive, habitate uh-huh. și păsări, SCI și SPA. Stejarii au fost protejați încă din anul 1999. La un moment dat a existat un proiect năstrușnic al Ministerului Turismului de a construi aici un Dracula Park. Ar fi dispărut din start stejarii. Practic, nu era nimic autentic uh-huh. decât poate faptul că stejarii ăștia au fost contemporani cu Vlad Țepeș la un moment dat. Și cu mulți alții. Da, și cu mulți alții, bineînțeles. Dar dincolo de asta, Braite este valoros și din nou pentru serviciile ecosistemice. Păi aici trăiesc 9 specii de ciocănitoare din cele 10 care există. Și să văd ca o activitate văd, intensă. Da, să văd, vin și tot caută larve. Sunt insectele asociate cu treaba asta. O să găsim aici larve și nu numai larve, ci insecte, rădașcă, o să găsim croitor. Adică specii care, să spunem, la nivel de comunitate europeană sunt protejate și noi aici le avem din abundență. Exact. La ei au dispărut și abia acum aș da seama, pentru că o specie dispărută e dispărută pentru totdeauna, nu se mai întoarce. Uh-huh. Dar o să vedeți foarte, foarte mulți fluturi din nou. Boară. Da, ceea ce arată, e un indicator că zona este... Și am văzut și o balegă de urs mai în drum, deci... Păi, nu departe de aici este și coridorul lupilor, adică sunt și lupi în zonă. Doar că lupii la noi nu sunt în haite ca în Canada sau America de Nord, ci sunt mai mult în familii situiți. Uh-huh. Și nu... uneori circulă și solitari, sunt confundați cu câinii. Deci duci, iau... Deci și faună aici, bogată, da. Nu doar floră. Până ce altceva mă impresionează Braite? Că ești, să spunem, dar locul e adoptat de zeci de ani, da. Cunoști foarte bine... Prin aspectele, prin elementele estetice. Uh-huh. Adică te uiți la stejarii ăștia și sunt ca niște monumente ale naturii, sunt ca niște catedrale. Și care duc cu ei o încărcătură de viață și de natură pe care, dacă ești doar un pic conectat, poți să o simți, te relaxezi. Practic, funcția unei pajiști nu este doar aceea de a oferi nutreță animalelor. Ea poate să ofere și o componentă recreativă. Vii pur și simplu să te reconectezi, să-ți încarci bateriile, să te simți din nou bine. Mai ales când nu ai distinși erudiți care vin și ascultă un soi de muzică cu tentă exact, orientală. Foarte tare. Dacă și uite că suntem norocoși că azi suntem doar noi trei aici și chiar, într-adevăr, ai șansa să asculți acest cântec al păsărilor, zumzăitul insectelor și să stai rezemat pe un arbore secular încărcat cu istorie. Ce zic turiștii? Că știu că voi la Fundația Adept puneți foarte mult accent pe educarea asta prin turism, să zic așa, și da, aduceți și aici. Păi, turismul este o parte, o componentă care oferă venituri suplimentare celor care știu să se integreze în autenticitatea zonei. Și poate chiar să plătească bine. Deci poți să organizezi activități de turism de mare clasă. Uh-huh. Bazându-te pe resursele naturale, pe resursele culturale, pe ceea ce găsești în zonă și pe gastronomia care este aici e de o bogăție excepțională, pentru că grupuri etnice
prin conlucrare, prin colaborare, au contribuit la generarea unor rețete unice și dacă mai și folosești produsele locului, atunci experiența pe care o are turistul este de neuitat. Dar garantez. În combinația asta cu o natură de excepție, cu ospeția, cu bunăvoie, cu elementele de peisaj istoric de asemenea unice în lume, nu doar în Europa sau... Ne spuneai mai devreme și n-am surprins asta pe cameră, dar vreau să facem acum. Apropo de biodiversitatea pajiștilor, cele pe care le-am văzut mai devreme, dar și cele de aici din zona Braitei, că dacă ai minimum 5 culori și minimum 5 ierburi cu înălțimi diferite, ai deja o biodiversitate considerabilă. Ai o fâneață sau o... Dar de obicei la fânețe merge pentru că acolo are timp vegetația să crească. Ai o fâneață de o valoare naturală foarte, foarte ridicată. Da, așa este. Când ai 5 culori, 5 înălțimi diferite ale vegetației, ale plantelor, garantat te afli într-o zonă deosebită. Dar văd asta pe turiștii care vin din diferite țări ale Europei de vest și care la ei nu mai au sau dacă există o singură fânață undeva ca monument al naturii. Dar la noi întâlnești elementele astea în mod frecvent. Fie că ești aici în zona noastră, fie că ești în Apuseni undeva, fie că ești în Bucovina. Uh-huh. Astea îți apar la tot pasul pentru că modul în care s-a făcut agricultura neinvaziv și fără o încercare exacerbată de a obține doar profit. Pentru că la urma urmei, după cum spuneam, elementele unei pajiști sau unei pajiști împădurite, cum este asta, nu sunt doar acele de a obține venituri economice. Poate să fie mult mai multe. Poate să fie un spațiu pentru polenizatori, poate să fie un spațiu pentru păsările mici, poate să fie un spațiu chiar pentru păsările răpitoare și așa mai departe. Adică un hotspot de biodiversitate, habitat pentru multe specii, chiar și pentru noi, spațiu de recreere, unul foarte intens și puternic, aș spune eu. Dar faptul, exact, că după ce pleci de aici, te simți revigorat și te simți cu bateriile încărcate, nu trebuie să stai la priză, să ai 90%, ci ai venit aici, ai stat un pic și te duci acasă 100%, poți să... Pentru că există ceva, un citat din ceea ce se spune care a fost Chief Seattle, un indian din... un american nativ, cum se spune acum, din America de Nord, și care spunea că omul, în momentul în care toate elementele astea or să moare, el va muri de singurătate. Mm-hmm. Adică noi avem nevoie și de trilul păsărelor, avem nevoie și de zumzăitul insectelor, avem nevoie și de urzică, te mai urzici. De urzică, să te mai înțelegi, să te mai trezească la viață, să-ți aduc aminte de fapt că ești viu. Avem nevoie de toate elementele astea pentru a fi conectați la natură și pentru că nu suntem separați, nu suntem elemente, rupte de ceea ce înseamnă natura. Eu ziceam de urzici că tot ai spus de rețete culinare și mă gândeam la o mâncărică de urzici. Așa că îți propun să nu le dăm tot din farmecul acestei zone, să îi lăsăm să vină să descopere și ei. Să mergem să gustăm din slana aia din care spuneai și alte bunătățiri. Așa că, dragilor, veniți și la Braite. Veți vedea aici un exemplu tipic de sistem silvopastoral. Veți vedea arbori ăștia, stejarii seculari. Nu sunt multe locuri, din păcate, în țară cu arbori de asemenea dimensiuni. Așa că veniți și vizitați și încărcați-vă cu energie. Ben, mulțumesc mult pentru scurtul tur. Zic scurt pentru că amândoi știm că amândoi putem vorbi zile la rând. Salut, la vine! La revedere!